Bugetul și modul în care își chivernisesc primarii banii din bugetele locale au fost câteva dintre principalele teme de discuție ale unei întâlniri pe care președintele Consiliului Județean a ținut să o aibă cu edilii din județ. Nu au lipsit reproșurile pe această temă, Adrian Suțuianu arătându-se foarte dezamăgit de faptul că primarii solicită în continuare sume foarte mari de la bugetul județului. Am constatat că vorbim degeaba, comentăm degeaba tot felul de lucruri, vă spun degeaba niște aspecte care țin de administrația publică. Fiecare crede două lucruri. Unu, că legea se aplică numai pentru alții și nu pentru el. Doi, sunt unii care au un jevanfișism afișat absolut dezarmant, care nu și-au trimis nici măcar contabilii să vadă despre ce este vorba. Și al treilea lucru, încă persistă credința că acest Consiliu Județean e creat pentru a da bani la primării. Ca urmare am, de exemplu, solicitări de 75 de milioane de euro de la primăriile din județ, ceea ce arată că ori suntem neserioși, ori nu știm nimic de administrație când cerem 75 de milioane de euro în condițiile în care tot bugetul Consiliului Județean e de 45. Deci nu suntem serioși și iertați-mi aceste calificări pe care le fac. Dar nu se poate altfel exprima starea asta de raportare la realitate. Sau nu am rupt legătura cu realitatea unii dintre noi. Suntem atât de rupți încât am făcut unii solicitări de 40 de miliarde de la Consiliul Județean. 40 de miliarde. De altfel, președintele Consiliului Județean a lansat și un avertisment. Și eu vreau încă o dată azi vă spun ce înseamnă chestiunea aceasta cu bugetul, vă spun care sunt consecințele, pentru că tot cu prietenie vă spun, sunteți cel puțin 20 în sală, care de la 1 aprilie veți plânge pe la ușa Consiliului Județean că nu veți avea alimentate conturile primăriilor cu bani, pentru că n-ați înțeles să vă conformați unor norme legale care sunt obligatorii. Și o să veniți și o să stați la ușa noastră și o să stați degeaba. Adrian Suțuianu s-a arătat foarte supărat și de faptul că în timp ce instituția pe care o conduce trebuie să facă împrumuturi, în timp ce anumite deal se rezumă doar la cere bani de la Consiliul Județean. Nu se poate ca eu, Consiliul Județean, să mă împrumut? Sau nu e în logica lucrurilor? Iar unii dintre dumneavoastră cu arierate de 20-25 de miliarde să refuze măcar să-și trimită contabilul să vadă cum ar putea accesa un credit ca să își rezolve problemele. Vorbim de credite de la buget. Nu v-am trimis pe niciunul de la bancă, dar nu vrem nici cu credite de la buget, nu vrem nici pe procedura veche de stingere de arierate, vrem tot timpul să cerem Consiliului Județean ca și cum ăsta e făcut să dea bani la primari. Dar asta în partea a doua. Se pare că nu se cunosc prevederile legale și sunt unii colegi primari care n-au citit niciun minut, niciun text, nicio regulă și n-au înțeles nimic din ce înseamnă un buget. Și lucrurile astea, sigur că la un moment dat o să coste pe toată lumea.